Oamenii s-au așezat la ușa primarului de la primele ore ale dimineții. Aproape 130 de persoane se înscriseseră la audiențe. Problemele ridicate au fost dintre cele mai diverse, de la cele care vizau chestiuni personale până la cele care se refereau la reclamații la adresa vecinilor. Am de 10 ani act de punere în posesia terenului. Vă rog, domnule primar, și pe domnii vici, care dumneavoastră lucrați cu dâși, să analizați situația și să-mi satisface și mie dorința că mai am de trăit câtva timp, am 84 de ani. Solicit o schimbare de locuință, indiferent unde este, dar să plec din cai, din câini în casă, din rahaturi pe ușă. Printre cei care au venit cu jalba în proțap la primar a fost și Ion Corlan. Bărbatul este pensionar pe caz de boală, dar banii nu-i ajung pentru a se descurca. A fost imediat îndrumat către Serviciul de Asistență și Protecție Socială. Am nevoie și eu de un ajutor. Am aici tot documentul, toate documentele necesare, toate internele, o parte din ele. Conform acestei hotărâri de Consiliul Local, după audiență, mergeți cu Dorina direct la Serviciul de Asistență Socială, întocmiți o fișă la ea și veți primi un ajutor pentru a vă duce și să vă tratați de boală. În jur de 125 de persoane, oamenii vin cu diverse probleme, de la chestiuni sociale de ajutor social, foarte multe probleme de asociații, locuri de muncă, probleme de urbanism, cam probleme cu care se confruntă cetățenii în oraș. Au fost și câteva reclamații legate de modul în care sunt tratați de unii angajați ai departamentelor din cadrul primăriei. Perfect adevărat. Încă avem probleme la Serviciul de Asistență Socială și șefa este aici degeaba, strâmbă din nas. Încă avem probleme la Serviciul de Urbanism. Mentalitatea românului, de care vă spun eu în permanență, ne va lua ceva ani până o schimbăm. Problemele prezentate în cadrul audiențelor sunt distribuite în atenția șefilor de departamente, cărora le revine sarcina de a se ocupa de rezolvarea lor.